Avem și o avertizare de avalanș în Făgăraș. Salva Muntiștii Argeșenii avertizează deja pe turiști că pericolul e mare, mai ales că în ultima săptămână a nins consistent la peste 1800 de metri. Acolo stratul de, de zăpadă depășește un metru. Cosmin Blaga are detalii. Cosmin, care sunt recomandările? Bună ziua! Să nu ne aventurăm în primul rând în niciun caz în zonele de creastă, altfel ne punem în pericol viața. La Bâlea Lac, cota 2000, stratul de zăpadă are 115 cm grosime, iar riscul de avalanș a ajuns la 3 pe o scară de 1 la 4. Pentru că în ultima vreme a nins abundent, noul strat se poate desprinde oricând. Între 1400 și 1800 de metri, aceștia ne recomandă să ne echipăm de iarnă și să mergem doar pe traseele bine cunoscute. În caz că vă aflați pe munte și sunteți în primejdie, puteți suna la numărul 0 Savamon, sau la 112. Mulțumesc pentru informații, Cosmin. O poveste.